Bună ziua! Numele meu este Albu Ștefan și sunt din Constanța. Niște oameni din conducerea politică a României sunt împotriva libertății. Sunt împotriva libertății în sensul că pur și simplu ei vor să aibă niște fraieri pe lângă ei. Niște oameni așa ca sclavii care pur și simplu să renunțe așa în mare parte la ei înșiși ca să-i ajute pe acești vicleni să aibă tot felul de eu știu ce. Deci, ce se întâmplă? De multă vreme oamenii au vrut să fie așa, să aibă tot felul de sclavi. Că sunt oameni, că sunt animale, au vrut așa să aibă în proprietate. Să aibă în proprietate câțiva oameni, să aibă în proprietate multe animale. Pe animale le omoară, pe oameni îi mai lasă în viață, dar să fie sclavilor. Adică se zice, acum este democrație. Democrația, definiția democrației este puterea este a poporului, adică a tuturor celor care trăiesc într-o țară. Dar ei zic, e, da, așa zicem, dar în realitate vor să aibă niște fraieri. Și, deci, practic, ei nu spun libertatea este, ei nu spun libertatea este rea pentru că noi, adică ei, noi am vrea niște fraieri. Și libertatea de ce este rea? Ce sunt cu ăștia? De ce sunt așa liberi? De ce sunt, nu sunt fraieri? Zic ei, de fapt. Dar ei critică libertatea în sensul că ia uitați ce se întâmplă că este libertate acum. Ia uitați câte rele se întâmplă datorită libertății. Păi da, se întâmplă rele datorită libertății lor, acelor care critică libertatea și spun că libertatea este rea. Nu, libertatea nu este rea. Libertatea lor este rea. A unor oameni, nu știu exact care, din conducerea politică a României, care de-abia așteaptă să facă altceva și să nu mai fie probabil democrație, să fie așa un fel de dictatură, că o să zică, ia uitați unde a dus libertatea, nu? Nu vedeți cum este România datorită libertății? Păi da, datorită libertății lor. Adică, de fapt, politicienii sunt cei care greșesc și se ascund așa ca niște vicleni, ne mai intră la unii dintre noi în capete așa cu niște tehnologii și ne înjură așa în continuu și mi-au spus mie niște înjurături din astea, m-au înjurat de mamă, m-au înjurat 12 ani de zile, mă tot înjură și eu mă țin tare, pe cât pot, eu nu înjur, pe cât pot, nu înjur, le-am zis, du-te învârtindu-te, le-am mai tras eu și poate și câteva înjurături mai rar, dar am încercat, chiar dacă îi resping, să-i resping cât de cât cu respect. Ce să zic, România, să știți, nu este o țară chiar așa ultima țară din Europa sau așa. Nu, România este o țară ca oricare altă țară din Europa, însă, din punct de vedere al sănătății, însă, într-adevăr, românii nu prea se pricep la sănătate. Nu știu ce au românii, tot cred în suflet. Oamenii zic, eu cred în suflet. Foarte bine că ei cred în suflet, dar sufletul se află în trup și, până la urmă, câte știu oamenii aceștia care tot cred în suflet, câte știu ei despre sănătatea sufletului, adică ei ce fac mai exact? Sunt niște fraieri și dacă sunt fraieri înseamnă că sunt buni la suflet? Adică, de exemplu, dacă au niște șefi care își bat joc de ei, ei zic, da, dar noi nu facem rele. Da, dar dacă faceți ce zic șefii voștri, care sunt niște vicleni, niște răi sau cum sunt ei, și dumneavoastră faceți, nu ce zic ei, sau nu faceți tot ce zic ei, să zic, și asta e bunătatea voastră, că unele lucruri pe care zic ei le faceți și unele lucruri pe care zic ei nu le faceți. Este, într-adevăr, o oarecare bunătate, dar până la urmă, cum să zic, mai trebuie și refuzați acești vicleni și pur și simplu, pe cât poate, omul să lucreze în altă parte decât unde sunt acești vicleni, acești oameni care tot caută fraieri. Atât cât se poate. Trebuie refuzați atât cât se poate, fiecare cum crede. Eu, de exemplu, nu mai am loc de muncă de ceva vreme, pentru că am fost în câteva locuri de muncă și nu am înțeles cu niște colegi de acolo de muncă și până la urmă am zis, ia, păstrați-vă voi aici banii unde o-ți fi voi și eu, asta e, până la urmă plec, vă lipsiți de un om bun, că eu mă consider un om bun, un om serios și asta e treaba voastră, dacă nu vreți să vă purtați frumos cu angajații, problema voastră, mă voi descurca eu altfel, tot legal, dar altfel. Deocamdată am pe internet niște site-uri, văd ce-i face cu ele, mai am, în fine, deocamdată cu site-urile, încerc și eu ceva, văd ce-i mai face. Ideea este că nu e, eu nu cred că este bine să renunțăm la libertatea noastră pentru cine știe ce dictatură care o să fie mai rea decât democrația asta. E, chiar dacă politicienii sunt cum sunt, important e cum suntem noi, oriunde ne-am aflat, chiar dacă suntem doar niște mici angajați, niște angajați la
un magazin, e foarte important cum ne purtăm noi. Țara nu se schimbă neapărat de sus în jos. Poate să se schimbe de oriunde, și de jos în sus, și de la mijloc în sus. Nu contează, oriunde ne-am aflat, dacă noi reușim să fim buni sau cât de cât buni la suflet acolo unde suntem, tot este ceva. Dar și sănătatea este importantă. Dacă mâncăm așa carne în fiecare zi, să știți că nu o să fim sănătoși. Trebuie să ne gândim și la un anumit echilibru al naturii. Dacă rămân așa pe aici doar oameni și nu o să mai fie nici pisici, nici păsări, credeți că o să fie bine? Acum o să prindă câinii, că într-adevăr câinii n-au mai rezistat și au omorât niște oameni sau ce s-o fi întâmplat, pentru că n-au mai rezistat așa să fie mereu, cum să zic, doar asfalt, doar așa, au și ei nevoie, nu? Și de altceva în afară de asfalt câinii ăștia, că ei trăiau în pădure, erau lupi. Au și ei nevoie de o natură, de niște copaci acolo și pisicile astea și ce animale ori mai fi fost, dacă au tăiat toate vacile, toți taurii, toate oile și tot așa, taie tot, rămânem numai noi ca fraierii, noi acceptăm, mâncăm carne în fiecare zi așa ca fraierii. Păi credeți că ajungem undeva? Una e să mănânci carne de două ori pe săptămână și alta e să mănânci în fiecare zi, nu? E bine să ne gândim și noi să avem o limită. Eu nu mai mănânc carne de 2 ani și ceva. E bine să ne gândim că, până la urmă, dacă vrem cu adevărat, aducem o schimbare bună în jurul nostru, dar e nevoie de o anumită rezistență, într-adevăr. Dar situația din prezent este urgentă, așa că nu o să fie mereu așa. Dar trebuie să fim rezistenți în binele nostru în care credem, să fim noi înșine, că nu suntem toți la fel oricum. Unii poate o să renunțe total la carne, unii o să mănânce de două ori pe săptămână, unii o să fie bun la suflet în acțiunile lor, unii o să fie cât de cât bun la suflet. Dar nu asta contează atât de mult, contează să fim noi înșine. Eu cred că totuși și planeta aceasta, Terra, nu este o planetă atât de rea dacă este ea însăși, sau oamenii de pe această planetă nu sunt ei atât de răi dacă oamenii, fiecare dintre ei, sunt ei înșiși. Pentru că unii se pricep la ceva, unii se pricep la altceva și tot așa. Ideea este să fim noi înșine. Este o idee în care cred mult și sper să credeți și voi în această idee. Să aveți o zi bună!